Știați că puteți suferi de daltonism fără să vă dați seama? Sau dacă nu, sunteți curioși să vedeți cum văd daltoniștii lumea și culorile pe care le văd? Rămâneți cu mine! Salutare curioșilor și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea Curiosity Land. Știați că există mai multe tipuri de daltonism sau de tulburări de vedere? Sau v-ați întrebat vreodată de unde vin testele pentru depistarea lor? În prima parte vă voi explica geneza, iar în a doua parte vă voi arăta niște super teste și imagini pentru a face o comparație între cum văd persoanele cu daltonism și cum văd persoanele care nu suferă de nicio tulburare. Cam multe întrebări. Să începem! Aproximativ 8% din bărbați de origine nord-europeană și 0,5% din femei au o formă comună de daltonism. Mulți dintre ei însă nici măcar nu sunt conștienți de acest lucru. Daltonismul, denumit științific, este o stare patologică, o tulburare a vederii cromatice și constă în incapacitatea de a deosebi unele culori de altele. Există 3 tipuri de daltonism. Daltonismul roșu-verde, daltonismul albastru-galben și daltonismul complet, adică nu pot vedea nicio nuanță de culoare, doar în alb și gri. Afecțiunea poartă numele lui John Dalton, fizician și chimist englez care a descoperit că are această problemă la vârsta de 26 de ani. Dar cum a descoperit asta? Ei bine, a aflat că geaca lui gri, de fapt nu era gri, era un roșu închis. Cecitatea, adică tulburarea culorii pentru roșu, se numește protanopie, iar cecitatea pentru verde, deuteranopie. Aceste forme de cecitate exprimă faptul că persoanele respective confundă roșul cu verdele și chiar cu alte culori de acea strălucire sau saturație. Iar pe cealaltă tabără, persoanele care nu au nicio problemă cu vederea sunt curioase să vadă cum văd persoanele daltoniste. Metodele tradiționale pentru investigarea tulburărilor cromatice cuprind planșe pseudo-izocromatice, respectiv acele planșe cu buline colorate. Probabil că știți și voi. Dar de unde vine acest nume? Ei bine, vine de la Shinobu Ishihara, oftalmolog și profesor al Universității din Tokyo. A creat aceste teste pentru daltonism pentru verificarea recruților din armată și le-a publicat în anul 1917. Aceste planșe sunt astfel realizate încât ochiul uman le poate citi clar, în timp ce persoanele care suferă de cecitate cromatică identifică cifrele, literele sau semnele cu greutate, incorrect sau chiar deloc. Iar acum haideți să trecem la partea mai interesantă. Un expert în știința culorilor a venit cu o teorie interesantă despre modul unic și ciudat în care picta Van Gogh. Știți voi, Van Gogh? Acesta era daltonist. Se bănuia de foarte mult timp că Van Gogh era daltonist din cauza culorilor puternice pe care le utiliza în picturile sale. El a transformat o pictură de-a lui Van Gogh astfel încât să o vedem ca daltoniștii. Astfel încât așa arată tabloul Noapte înstelată a lui Van Gogh în versiunea originală. Așa este percepută de persoanele fără probleme de vedere. Și așa este văzut de persoanele daltoniste. Observați diferența? De asemenea, am manipulat și alte fotografii pentru a ne da seama mai bine. Așa arată Islanda văzută de un om fără probleme de vedere. Iar așa arată Islanda văzută de un daltonist. Așa arată natura văzută din perspectiva oamenilor fără probleme de vedere și așa arată prin viziunea daltoniștilor. Acum că am aflat teoria și am observat diferențele de contrast, putem să începem testele. Aici avem o planșă Ishihara, pe care putem vedea numărul 12. Dar stați liniștiți, oricine îl poate vedea. Dar de aici lucrurile se complică. Pe această planșă, cei cu vedere normală trebuie să vadă numărul 29. Cei cu anomalie roșu-verde trebuie să vadă 70. Daltoniștii nu pot vedea niciun număr. Continuăm cu această poză. Cei cu vedere normală și daltoniștii de albastru-galben n-ar trebui să poată vedea niciun număr. Cei cu deficiență pe roșu-verde ar trebui să vadă numărul 45. În această poză, cei cu vedere normală vor trasa linia portocalie între cei doi X din stânga și din dreapta. Cei cu deficiențe de percepție a culorilor nu vor urmări linia sau o vor urmări greșit. Aici ce cifră vedeți? Cei cu vederea normală, ca mine, văd 8. Cei cu anomalie roșu-verde văd 3 și daltoniștii nu văd nimic. În această poză, cei cu vederea normală văd cifra 5,
Cei cu anomalie de roșu-verde văd cifra 2, iar daltoniștii nu văd nimic. În această fotografie vedem 6 culori diferite. Ei bine, așa vede o persoană fără daltonism curcubeul. Așa vede o persoană cu discromatopsie culoarea verde. Și așa o persoană cu tritanopie curcubeul, adică nu poate distinge culoarea albastru. Cea mai deasă formă de daltonism cunoscută în toată lumea este cea de culoarea roșu. În această poză avem multă verdeață. Iar dacă ești daltonism, vei vedea doar verde. Dar dacă nu ești și nu ai nicio tulburare de vedere, vei vedea în centru un mac roșu. Așa vede o persoană fără daltonism culoarea roșu a semaforului. În schimb, o persoană daltonistă de roșu vede așa. Da, o casă plutind, ceva absolut normal. O persoană fără daltonism roșu-verde o vede așa. Dar dacă ești daltonist, o vei vedea așa. Cam atât și cu acest episod la care sper că ați fost atenți. Dar acum vine întrebarea la care sper ca voi să răspundeți în comentarii. Suferiți de vreo formă de daltonism tulburare sau nu? Atât am avut de spus pentru astăzi, iar dacă vreți să vedeți ce se întâmplă cu corpul nostru după moarte, dați un click chiar aici. Mulțumesc frumos pentru vizionare, eu sunt Mihai Remus, dar până data viitoare nu uitați să rămâneți cu noi și în continuare. Șobolănelule, hei! Hasta la vista, baby.